după ce tunisienul și-a trecut în cont dubla un minut înainte de pauză. În minutul 64, gazdele păreau că și-au asigurat cele 3 puncte după ce același jucător a pus capul la centrarea lui Oprița și a dus scorul la 3-1. Oamenii lui Regecamp nu au fost însă de acord. Concordia a înscris de 3 ori în ultimele 5 minute, Dos Santos de 2 ori și Dinu au stabilit scorul final 4-3 pentru echipa din Chiajna. Revelație în tur, Pandurii Târgu Jiu au uitat să mai câștige în retur. În 4 etape, gorjenii lui Grigoraș au strâns doar 2 puncte, ultimul după un 0-0 acasă cu Voința Sibiu. Degeaba le-au făcut Pandurii viață grea rivalelor de la titlu CFR și Dinamo. Echipa lui Grigoraș nu a scos mai mult de un egal.